Am intervenit la fața locului cu autospecială pentru descarcerare, două ambulanțe SMUR, dintre care una de terapie intensivă mobilă, dar și două autospeciale de stingere, împreună cu două echipaje ale serviciului de ambulanță județean Suceava. Am identificat 6 victime, una care provenea din autocisternă, aceasta era conștientă și cooperantă și a fost transportată la spital pentru investigații suplimentare. Din nefericire, în autoturism erau 5 persoane, toate încarcerate și toate în stare de inconștiență. 4 dintre ele aveau leziuni incompatibile cu viața, iar pentru una s-a efectuat manevre de resuscitare, din păcate fără rezultat. Astfel au rezultat 5 victime decedate, dintre care 3 adulți și 2 minori.